Mai exact, mă refer la faptul că sunt foarte multe credințe foarte vechi și rădăcinate, chiar printre medici, care spun că creierul nu are puterea de a se regenera sau de a crea celule noi sau pur și simplu de a se mulți, cum o să încerc la PCR-ul. Și cam asta se va referi în mare, dar va fi totuși primar de cadru. Să mergem la primul slide și o să discutăm despre importanța creierului. Poate mă ajutați? De ce credeți voi că este important creierul ca și organ, în primul rând, pentru oameni? Poate are o întrebări, dacă are și da, conștiința, conștiința. Fără creier nu se poate. Da, o să da, de adevărat. Da, în ziua la luptă ne definește, ne separă de restul lumii. Da. Se legă înainte de alte. Eu am vrut să aud câteva păreri din public, pentru că vreau să mă atunci în toate argumentele pe care sunt mai greu. Și acum o să le discut pe cele care apar aici, o parte nu le ascunderea. Dar înainte, aș vrea să facem review-a ceea ce vom discuta. Din amicii creierul este unul dintre subiecte, pentru a avea cum să ne protejăm creierul și ne ajunge, de fapt, la creierul acesta. Tehnologiile scalare ce avem până la asta sunt tehnologie datorită doar la, de fapt, în ultimul 15 ani s-a ajuns la aceste descoperiri, aș spune chiar foarte interesante. Și s-a ajuns, de fapt, la dovezi științifice pe baza acestor creier. Și o să vă dau și câteva soluții pentru creierul sănătoasă, după multe probleme de cunoaștere de ok, importanța creierului, odată că este foarte performant. Creierul are capacitatea, cum specialiștii, cum cunosc eu deosebit, de a face 20 de milioane de 20 de milioane de miliarde de calcule pe secundă. Ceea ce este foarte mult, eu nu pot să-mi imaginez cifra asta, dar așa se spune. Și fiind foarte performant, de fapt este cea mai solicitată, cea mai solicitată organ. Materia lui primă sunt informațiile, da? Și tocmai de asta am pus acest argument. Este foarte solicitat. Asta și din prima faptului că prin extensiile sale, adică sistemul nervos și nervul vascular și așa mai departe, toți oamenii sunt o extensie a creierului, de fapt. Și are legătură cu toate extremitățile corpului și cu toate organele. Deci cu ordonează, poate în anul cum a spus Ștefan, și am pus aici poză ca să se înțeleagă un pic mai clar, vizual, ca să se înțelegem la ce mă refer, din pe orice doar arbitru, cred că s-a spus de public, nu are capacitatea de a discerne, de a raționa, asta diferențiază de restul viețuitoarelor, de animale sau, știu eu, persoane poate care nu neapărat au creierul la capacitatea noastră. Și de asemenea, creierul este lucrarea noastră în acest caz spiritual. La ce mă refer aici? Probabil că fiecare dintre voi ați ajuns la un moment dat la înțelege faptul că ceea ce rămâne neschimbat în noi, ca oameni, de fapt, este de natură spirituală, dar legătura, de fapt, se realizează prin creier care creează gândurile, și având în vedere că tot ce este spiritual nu se vede, asta este legătura noastră cu lumea spirituală. Dinamicii creierului. Care te-a zis? Dinamicii creierului. Da, deci o alimentație proastă. Da, și poate nici nu știu ce am activități fizice. Dar și cigăt o specifică. Da, toxinele din medicină, da? Zahărul. Zahărul depinde de cantitate, depinde de sos. Stresul. Da, stresul. Deci, care sunt ce am specificat eu aici? Ce n-am zis bobinul marunosul la care libe, este un lucru care nu îl vedem în mod direct, dar, de fapt, acționează din interior, ca urmare cam a tot ceea ce facem. Realitatea se declanșează la nivel celular prin tot ceea ce fac, prin faptul că respirăm, prin faptul că mâncăm, prin faptul că pur și simplu trăim.
Ei sunt rezultate ale reacțiilor chimice din celule și corpul are capacitatea de a crea antioxidanți care să-i anihileze, dar de la vârstă acolo, cam la 25 de ani, deja puterea antioxidanților din corp nu este la fel de mare și trebuie ajutat organismul cu antioxidanți din alimentație, în general, sau suplimente. Alzheimer este o boală legată de bătrânețe, pe care o să discutăm mai în detaliu. Stresul este un factor foarte important și alimentația voastră. Acum, Alzheimerul este strict legată, nu strict, dar foarte strâns legat de bătrânețe. Boala Alzheimer apare cam la 4% din persoane de peste 64 de ani, între 64 și 75 de ani și la 50% la persoane de peste 85 de ani. Nu este însă o condiție dacă ești bătut de nici să faci la partea Alzheimer. Persoanele care ajung să trăiască peste 100 de ani nu au Alzheimer. Sau nu au nici nu pe Alzheimer ăsta și, bineînțeles, datorită unor factori care să-i discutăm. De important, înțeles că este legată stic de îmbătrânire, dar nu este neapărat obligatoriu. Agenții provocatori cu bolul Alzheimer, probabil că deja condiționul de trebuie este radical liber, dar asta este legat și de îmbătrânire. Până la urmă, radical liber atacă toate celulele de corp, nu numai celulele nervoase. Și normal că îmbătrânirea este o urmare a radicalilor liber, printre altele. Dar, ca și agent provocator, la un oameni, ar fi modificări genetice, care apar de lungul vieții, deficite imunitare, deficite metabolice sau toxine din mediu. Stresul deteriorează creierul. Sunt două tipuri de stres. Stresul de durată, care este și stresul nociv, este cel care evoluează, care se întâmplă în mod frecvent, din cauza așteptării micurilor de zi cu zi, care ne frustrează sau știu, fiecare se stresează în anumite motive. Dar este și un stres benefic, care este stresul pe termen scurt. De exemplu, înainte de un examen sau înainte de un speech, de exemplu, acum, pe termen scurt, adrenalina crește foarte puternic, ceea ce înseamnă că și memoria crește pe termen scurt și ajută. Deci acum am o memorie foarte bună, cam asta de acolo. Dar stresul de lungă durată e de menționat faptul că hormonul stresului chiar contribuie la dezvoltarea creierului, de după maturitate. Deci creierul chiar se poate dezvolta în continuare după ce persoana a ajuns la pubertate. Am pus și o imagine simpatică. Acum, tehnologiile o să trec destul de rapid peste ele. Sunt, nu știu dacă ați intrat în contact cu tehnologiile de scanare, majoritatea sunt folosite nu doar pe ele. Rezonanță magnetică sau imagistică prin rezonanță magnetică, transmisia de emisie de pozitrop și tomoscintigrafie prin monoemis. Astea sunt cele trei variante. Asta este și o poză. Pentru a înțelege, de fapt, cum s-a ajuns în ultimii 15 ani la o astfel de evoluție. Până la urmă sunt descoperiri revoluționare. Până acum se putea, pentru că există tehnologiile, studiul se făcea doar la autopsii, după ce creierul care era în viață. Acum, dovezile la care vreau să ajung, care sunt mai de fapt importante, este faptul că, de fapt, creierul are puterea de a se regenera. Și asta s-a întâmplat prima dată în 1906. De fapt, în 1965 a fost prima descoperire la animale, dar fiind inoculat această idee, nu au crezut, nu au luat-o în calcul și nu au mers pe studii mai departe. Fred Gage este cel care a descoperit, a demonstrat la Dubai, în 1906, undeva în California se întâmplă așa de asta. Deci a demonstrat că se regenerează celulele în hipotalamus, în mod deosebit. În 1998, Elizabeth Wall de la Princeton, a demonstrat pe maimuțe acest aspect al divizării celulelor cerebrale și tot Fred Gage împreună cu Peter Edison în 1998 în Amsterdam, am făcut
dar, mă rog, au persoană decedată, au descoperit, de fapt, în autopsiile persoanele respective, că existau celule care se divideau. Și, de fapt, la persoane peste 50-70 de ani, ceea ce înseamnă că, de fapt, cerebrale se învățesc până la o vârstă înaintată, deci nu vorbează. Protecția de moarte, de fapt, se referă la deci, majoritatea informațiilor pe care am spus, toate importante, pe care o să vă spun la sfârșit. Iar aici, în cazul acestei discuții, se referă la suscitarea neuronilor din creier. Lucru pe care, bineînțeles, a fost făcut prin experimente. Se mai numește și spiritul lui Lazar. Așa am fost o carte respectivă. Ce înseamnă? Pur și simplu au luat anumite celule cerebrale și au trimis un lichid cefalorachidian artificial. Celule care deja erau moarte peste 8 ore au încălcat capacitatea de a avea oxigen și de a transmite semnale nervoase prin axon. Ceea ce înseamnă că, de fapt, există un mecanism de menținere în viață a celulei nervoase. Adică creierul. Soluții pentru un creier fără vârstă. Eu am pus poza asta, mi s-a făcut interesantă, pentru că, ca să ne imaginăm, e dincolo de ușă, vom găsi soluțiile și o să vă citesc ce scrie acolo, nu știu dacă se înțelege. Fii plin de neprevăzut și preostimător, nu te împotrivi schimbării, nu începe niciodată să fii imprevizibil, numai atunci viața poate fi o bucurie permanentă. Acțiunile unei mașini pot fi prevăzute, ale noastre nu, asta e diferența. Nu mai am o realitate la fiecare clipă. Concluzia este că cu cât ne menținem deschiderea către nou, către a experimenta și a solicita creierul până la urmă, cu atât creierul nostru de fapt se va dezvolta, chiar va dezvolta ce avem nevoie și, și conexiunea cu creier. Și deci este pentru sănătatea creierului, în primul rând. Acum, ca și soluție, una dintre ele care se le-a găsit de ceea ce am spus este activitatea mentală și fizică. La activitatea fizică, cred că oamenii ați fiecare dintre voi, probabil că ați mai auzit, auzit și acest, această expresie la tine, mens sana in corpus sana, adică minte sănătoasă într-un corp sănătos. Exerciții fizice, fiecare cum le face, fac în fiecare dimineață, dacă mai duc la un fotbal sau ceva, dar în fiecare dimineață fac exerciții fizice. Și mintea sănătoasă nu se referă neapărat la faptul că trebuie să mergem la librărie, să citim sau pur și simplu să avem activitate, activitate mentală, nu la televizor, că aia nu se consideră. Okay? Deci ceva care să ne solicite pe noi ca internet la asta oameni. Alimentație corectă. Voi fi foarte sumare aici și vă spun că spus. Este un subiect care trebuie discutat separat, alimentația. Dar, pe scurt, creierul are nevoie de antioxidanți, de grăsimi acizi grași, omega-3 în primul rând, în mod deosebit, pentru că omega-6 deja sunt prea mulți. Așa arată lucrurile în modul de față la alimentația modernă. Și, de asemenea, mare nevoie și de să avem grijă la calorii. Caloriile în exces dormează foarte mult creierului. Aici am pus o balanță să înțelegeți diferența. Nu vreau să mă consumi și la tine să mă dau un băr, care conține și antioxidanți și multe alte, mă rog, în partea de asta am pus tentația. Totul este sever, nu? Și dacă vreți să mâncați un semici la bar, poți să faceți un semici de genul ăsta. Deci este un băr, dar nu înțeleg și între ei. Și aici, în ultima poză, sunt alimentele de bază, de fapt, fructele de legume. Astea sunt așa, ar trebui să fie alimentația de bază. Dacă nu știu dacă ați luat piramida alimentelor, vă recomand să o găsiți, să o studiați. Meditația. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care nu prea nu prea face. Nu cred că foarte multe lume meditează, pentru că am observat eu. Eu meditez cam de la ori pe ziua, până și la altă seara. Seara meditez cam de 6 luni, da? Și ca și durată, s-ar putea să începeți la 10-15 minute, să poate duceți și mai departe, aici chiar vreau să facem o provocare. Pentru cei care sunt interesați de subiectul ăsta, eu am început să meditez pentru că am și o carte care recomandă la fiecare capitol să medităm pe o anumită temă.
ceea ce este mult mai ușor de făcut pentru că deja se spune, este meditația este mai multe tipuri. Este meditație pasivă, meditație autoindusă, care ține de vizualizare de ceea ce vreau să obțină. Dacă sunteți deschiși, puteți să faceți treaba asta o săptămână, dați-o fiindcă, o să vă las unul la sfârșit și o să vă trimit cartea respectivă, care nu este de la urmă. Vă mulțumesc! Asta este cartea din care m-am inspirat pentru subiectul de astăzi. Genul cartea este autora, de fapt. Cum să-ți păstrezi sănătatea creierului. Puteți să vă scrie la curtea veche. Eu am făcut la un fest. Nu știu, dar e că nu vreau. Asta este mailul meu, dacă vreți să mă contactați, o să-l ajut la pe ecran. Vă mulțumesc!